La Roman au continuat astăzi evenimentele prilejuite de cea de-a 24-a ediție a zilelor Episcop Melchisedec Ștefănescu, evenimente organizate la împlinirea 132 de ani de la nașterea în ceruri a Marelui Ierarh. În cursul acestei dimineți a fost săvârșită Sfânta Liturghie de înalt preasfințitul Ioachim împreună cu alți trei arhierei, preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei și preasfințitul Visarion, episcopul Tulcii. Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, care a evidențiat principalele virtuți ale episcopului Melchisedec Ștefănescu. Vladica Melchisedec al Romanului a prețuit fără încetare și slova și lumina ca și mlădierea muzicii. Condeiul său a acoperit zeci de mii de pagini care cer cercetare de fapte și răsfoire de cronici. A dăruit apoi și cerului ca și privirii oamenilor întruchipări de formă și culori, sprijinind prin înalta sa misiune făurirea acestora. S-a contopit zi de zi și rugă de rugă, cu vibrațiile înțelepte și cu mințe ale cântării bizantine, deprinzând cu smerenie din trăiri sacre misterul Sfintei Liturghii, viața lui fiind ca o liturghie continuă. Ierarhul Melchisedec s-a dăruit deopotrivă și cerului ca și celei pământești și trăirilor sfinte, ca și demersului științific, promovând în același timp, ca un ales viețuitor în duhovnicit, spiritul de universalitate, de deschidere a culturii și civilizației românești, de sorginte creștină înspre zările lumii. După slujbă, ierarhii, preoții și credincioșii s-au deplasat la mormântul episcopului Melchisedec Ștefănescu, unde a fost oficiată slujba parastasului. La acest moment, în al preasfințitul arhiepiscop Ioachim a vorbit despre demersurile făcute pentru canonizarea episcopului Melchisedec Ștefănescu. Este de datoria noastră a ierarhilor care se înșiruiesc după timpul pe care rânduiește Dumnezeu fiecăruia pe scaunul vlădicesc de la Roman și care, bineînțeles, trebuie să știe că predecesorii săi au contribuit cu cărămida rânduită lor de providență să o pună la edificiul spiritualității, culturii, civilizației românești. Și unul din episcopii nepereche este marele nostru ierarh, episcopul Melchisedec, care, așa cum cei care ați fost la liturghie ați auzit din cuvântul oficial pe care l-am întocmit pentru ziua de astăzi, care va constitui, zic eu, cred, o filă în plus în dosarul de canonizare care s-a trimis deja la Sinodul Mitropolitan de la Iași, la anul, să dea Dumnezeu tot în acest context sărbătoresc, să veniți pentru a cinsti pe Melchisedec ca sfânt al bisericii noastre. În al preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.